Toate spitalele din județ au fost controlate de o comisie formată din reprezentanții ai Direcției de Sănătate Publică și a Inspectoratului pentru Situații de Urgență, după ce instituția prefectului a emis un ordin de constituire a comisiei de verificare. În cadrul acțiunilor au fost urmărite mai multe aspecte, cu precădere cele legate de limitarea propagării unui eventual incendiu, asigurarea căilor de evacuare necesare și în stare de utilizare, dotarea cu mijloace de intervenție, organizarea activității de apărare împotriva incendiilor și verificarea realizării și exploatării instalațiilor utilitare ale construcțiilor. Aceste acțiuni au avut loc după ce Ministrul Sănătății și Ministrul Administrației și Internelor au emis un ordin comun privind constituirea comisiilor mixte de control în toate unitățile sanitare din țară, indiferent dacă sunt descentralizate sau nu. Controlele efectuate în spitalele dâmbovițene au scos la iveală mai multe deficiențe, motiv pentru care au fost aplicate sancțiuni contravenționale și avertismente. Deci am verificat, am aplicat și sancțiuni. Deci, după cum bine știți, conform ordinului domnului prefect, două comisii mixte formate din cadre ale Inspecției de Prevenire de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență și Direcția de Sănătate Publică au verificat toate unitățile spitalice și în județul Dâmbovița. Noi le-am verificat și la începutul anului, pentru că prin planurile de control avem în lunile ianuarie și februarie verificarea lor. Îmbucurător este faptul că din februarie, când s-a încheiat verificarea lor, până acum au fost îndreptate unele nereguli remediate, dar mai avem câteva probleme care țin de autorizare, care nu și-au obținut până la momentul ăsta autorizațiile din punctul nostru de vedere al securității la incendiu. Mai sunt problemele referitoare la aceste mijloace de înștiințare și alarmarea personalului, adică montarea unor sonerii prin care personalul să fie anunțat în cazul producerii unui eveniment. Mai avem unele probleme deci privind această autorizație de securitate, Spitalul Municipal, secția de aici de psihiatrie, care este în curs de obținere a ei, la momentul respectiv nu a fost pentru că a necesitat o expertiză tehnică, Spitalul Județean, secția cardiologie, care la fel, nerespectându-se la momentul când ea a fost dată în folosință de către constructor, unele probleme au trebuit să vină suplimentar, sunt în curs de derulare și la fel secția de pediatrie Moreni. Deci s-au aplicat 5 amenzi contravenționale în cuantum de 3.000 de lei la Spitalul Județean Târgoviște, Spitalul Orășenesc Titu și Spitalul Găiești. Și bineînțeles, avertismente. Comisiile de control au întocmit un raport complet asupra deficiențelor constatate în fiecare unitate sanitară din județ și a dispus măsuri pentru remedierea urgentă a acestora. Ordinul comun al celor doi miniștri vine ca urmare a incendiului produs la maternitatea Giulești din capitală, în urma căruia 5 nou-născuți și-au pierdut viața.